numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Păstorii au venit în grabă și i-au găsit pe Maria, pe Iosif și pe prunc culcat în ieste. Iubiți credincioși, suntem în duminica din octava Crăciunului, totodată ultima zi din anul 2017, iar Biserica propune această sărbătoare a Sfintei Familii, Iisus, Maria și Iosif. Cu această ocazie, dorim ca la această sfântă liturghie să punem pe Sfântul Altar toate familiile din comunitatea noastră, în special familiile care anul acesta au împlinit o cifră rotundă de ani de căsătorie. Și ne gândim în primul rând la cele două familii din comunitate care au împlinit 60 de ani de căsnicie, familia Romila Ion și Maria și familia Tiba, Anton și Valeria. De asemenea, ne gândim la cele 7 familii care au împlinit 50 de ani. Păcurarul Jănică și Maria, Olaru Ioan și Ana, Tamaș Filip și Paulina, Müller Heinz și Cristina, Anton Ștefan și Celina, Damian Gheorghe și Maria și Anton Vasile și Cocuța Constanța. De asemenea, în rugăciunea noastră, punem pe Sfântul Altar și familiile care au împlinit 25 de ani. Familia Sava, Mircea și Luminița, Lazar, Petre și Antonina, Constantin, Marcel și Elena, Grigoraș, Ioan și Maria, Baciu, Valentin și Cătălina, Ursache, Gheorghe și Gabriela și Crașniuc, Vasile și Doina. Sigur, alături de aceste familii avem prezente în rugăciunea noastră la această sfântă celebrare și cele 21 de familii care au împlinit 40 de ani, cele 14 familii care au împlinit 30 de ani, cele 10 familii care au împlinit 20 de ani, cele 14 familii care au împlinit 15 ani, cele 11 familii care au împlinit 10 ani și cele 18 familii care au împlinit 5 ani de căsnicie. Împreună cu toate familiile din comunitatea noastră, împreună în marea familie a comunității noastre parohiale, la această sfântă liturghie implorăm binecuvântarea Sfintei Familii asupra familiilor noastre, pentru ca să rămână în continuare pentru noi toți model de sfințenie, model de iubire, model de înțelegere, de pace, de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru toate acele necorespunderi ale noastre, ca familie, ca fii ai lui Dumnezeu, acum la începutul Sfintei Liturghii ne recunoaștem păcatele și cerem iertare de la Bunul Dumnezeu pentru ca să participăm cu vrednicie la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
excelsis Deo. Care ne-ai dat un strălucit exemplu de viață în Sfânta Familie de la Nazaret, dă-ne, te rugăm, harul să trăim în familiile noastre aceleași virtuți și să fim uniți prin aceeași iubire, pentru ca odată să gustăm răsplata veșnică în bucuria casei tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectura întâi. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Abram într-o viziune zicând: Nu te teme, Abram, eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Abram a zis: Doamne Dumnezeul meu, ce-mi vei da? Căci merg din viață fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Abram a zis: Iată, tu nu mi-ai dat descendență și de aceea mă voi moșteni un servitor al casei mele. Dar iată, cuvântul Domnului a fost către el zicând: Nu te va moșteni acesta, căci cel care va ieși din măruntaiele tale, el te va moșteni. L-au condus afară și i-a zis: Privește spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și i-a spus: Așa va fi descendența ta. El a crezut în Domnul și Domnul i-a considerat aceasta ca dreptate. Domnul a vizitat-o pe Sara, după cum spusese, și a făcut Domnul pentru Sara, după cum spusese. Sara a zemeslit și a născut lui Abraham un fiu la bătrânețea lui, la timpul hotărât, așa cum îi spusese Dumnezeu. Abraham i-a pus fiului său, pe care l-a născut Sara, numele Isaac. Cuvântul Domnului. Dumnezeu își aduce aminte în totdeauna de alianța sa. Oh,
lăudați-L pe Domnul, invocați în numele Lui, faceți cunoscute printre popoare faptele sale minunate. Cântați-i, cântați-i psalmi, meditați la toate minunile sale. Lăudați-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor care Îl caută pe Domnul. Căutați-L pe Domnul și ajutorul Lui, căutați întotdeauna fața Lui. Aduceți-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut, de minunile sale și de judecățile gurii sale. Voi descendenții lui Abraham, slujitorii lui, voi copiii lui Iacob, aleșii lui. Și aduce aminte întotdeauna de alianța sa, de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generații, de alianța pe care a încheiat-o cu Abraham, de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. Lectura a doua. Credința lui Abraham, a Sarei și a lui Isaac. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, prin credință, Abraham a ascultat atunci când a fost chemat să plece spre un loc pe care avea să-l primească drept moștenire și a plecat fără să știe unde merge. Prin credință și Sara, deși sterilă și trecută de vârstă, a primit puterea de a zămisli un fiu pentru că l-a considerat demn de încredere pe cel care făcuse promisiunea. De aceea, dintr-un singur om și acela aproape de moarte, s-au născut urmași mulți, cât stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării, care este fără număr. Prin credință, Abraham l-a adus ca jertfă pe Isaac atunci când a fost pus la încercare, și era să-l jertfească pe singurul născut, el care primise cu bucurie promisiunile, căruia i se spusese: în Isaac va fi numită descendența ta. El credea că Dumnezeu este atât de puternic încât să învie morții, de aceea l-a redobândit ca semn, cuvântul Domnului. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul.
Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Când s-au împlinit zilele purificării lor după legea lui Moise, părinții lui Iisus l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în legea Domnului. Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul și să aducă jertfă după cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să împlinească obiceiurile legii cu privire la el, l-a luat în brațele sale și l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: Acum slobozește-l pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău Israel. Tata și mama lui Iisus se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău. Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel din tribul lui Asher. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la 84 de ani. Ea nu părăsea templu, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit totul după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Cucernice Părinte Paroh, dragi familii care aniversați astăzi anii de la căsătorie, dragi familii, dragi soți în general, dragi iubiți credincioși, sărbătorim astăzi Sfânta Familie și cred că cuvântul cel mai des folosit azi în general, în predici, în bisericile noastre, este acesta: să privim. Să privim către familia de la Nazaret, să ne așezăm în fața acestei realități, acestei imagini și să o contemplăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a fost Sfânta Familie și să luăm de la Sfânta Familie ceea ce e conform planului lui Dumnezeu și se potrivește cu viața noastră. Familia de la Nazaret. Dacă ne uităm în familia de la Nazaret, să știți că o să rămânem mirați, pentru că familia de la Nazaret e mult diferită de, în general, familia de astăzi. Vedeți, familia de la Nazaret nu are neapărat o casă, așa cum o înțelegem noi, o proprietate a noastră, eventual cu gard, cu telecomandă, cu camere, video, cu mansardă, cu... Familia de la Nazaret nu are în ea însăși ideea de carieră. Maria a fost casnică. Iosif, îl numim tâmplar, a lucrat, evident, pe lângă casă, pentru că era misiunea lui de a avea grijă.
Iisus, nu-l găsim nici măcar la școala generală, nu mai zic de facultate, de doctorate și așa mai departe. E departe familia de la Nazaret sau suntem noi mult înaintați de acel ideal? Ceea ce cred că salvează și ar trebui să salveze pentru fiecare dintre noi familia Sfântă de la Nazaret și, dacă vreți, faptul că Biserica a pus sărbătoarea Sfintei Familii este tocmai ceea ce trebuie să fie familia în general. Noi, e adevărat că astăzi o legăm și de aceste realizări materiale, acea zestre de care vă amintiți cei mai în vârstă, nu mai ales pe la țară, mireasa primea zestre de la mama și era joi după amiază, pentru că nunțile erau duminica, joi după amiază, o gălăgie, așa un chiuet, strica cumva liniștea satului. Mireasa își ducea la casa mirelui dulapul, țoalele, coverturile, ștergarele și ce mai primea de la mamă, găinile, eventual un purcel, le ducea către casa mirelui. E, ce ne transmite, ce ne lasă familia de la Nazaret ca moștenire? Și cred că acesta este și, cumva dacă vreți, secretul acestei sărbători. E nucleul a ceea ce vrea Biserica să ne transmită. Ceea ce ne lasă este modalitatea în care noi trebuie să trăim iubirea. Pentru că asta o experimentați și dumneavoastră, poți să ai de toate. Poți să ai de toate, să nu-ți lipsească nimic din punct de vedere material. Poți să fii, nu știu ce funcție poți să ai, dar dacă n-ai iubire, dacă n-ai înțelegere în casă, n-ai nimic. Totul e zadarnic. Ori Sfânta Familie de la Nazaret vine astăzi să ne amintească tocmai fundamentul familiei, piatra pe care se sprijină familia, iubirea. Dar paradoxal, astăzi, iubirea, pentru mulți, e un cuvânt, aș îndrăzni să spun, chiar tabu. Tabu. Pentru că noi, prin iubire, astăzi înțelegem aproape orice, dar nu ceea ce semnifică ea cu adevărat. Sfântul Ioan, în prima sa scrisoare, spune atât de simplu și atât de frumos: Dumnezeu este iubire. Și când spun iubirea este fundamentul familiei, e piatra de temelie pe care se sprijină viața de familie, spun Dumnezeu este fundamentul familiei. Și cu cât cei doi soți, apoi deveniți părinți, în relația lor cu copiii, cu cât ei se iubesc mai mult, de fapt, și-l dau mai mult pe Dumnezeu. Adevărata familie care trăiește conform voinței lui Dumnezeu nu poate fi gândită în afara acestei realități care e iubirea, înțeleasă ca fiind Dumnezeu. Pentru că de asta se ajunge atât de ușor, vedeți, la disensiuni, la neînțelegeri, la suspiciuni între soți, la divorț și, ferească Dumnezeu, de multe ori la crimă între soți. Pentru că atunci când încep să toate acestea să macine viața de familie, să o roadă așa cum roade un vierme din măr, e un semnul cel mai clar al lipsei lui Dumnezeu de acolo, din acel mic paradis. Pentru că nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, în fond, când Dumnezeu a vrut familia, această capodoperă a creației, această comoară a creației, ce a vrut Dumnezeu prin ea, cu ea? Ce a intenționat Dumnezeu? De ce nu a inventat-o altfel? De ce n-a făcut-o să fie altfel? De ce această comuniune de iubire între un bărbat și o femeie? De ce din iubirea celor doi, iată, ies vieți noi, intră oameni în lume și se continuă creația?
Ce a vrut Dumnezeu cu această bijuterie a creației? Cred că așa cum ne așezăm în fața imaginii Sfintei Familii astăzi, cu același respect, cu aceeași mirare, cu aceeași admirație, trebuie să ne așezăm și în fața familiei. A familiei, așa cum o înțelegem noi, bărbat, femeie, copii. Să ne așezăm în fața ei și privind la ea, la legăturile care există între membrii ei, să-L preamărim pe Dumnezeu. Poate că astăzi noi am uitat să ne mai minunăm. Și cuprinși de vâltoarea aceasta a facturilor, a preocupării zilei de mâine, a preocupării la serviciu, noi uităm să ne mai minunăm. Și nu știu dacă vă mai spune ceva sau ne mai spune ceva, de exemplu, un vârf de munte plin cu zăpadă, o pajiște verde presărată cu diferite flori. Nu știu dacă vă mai spune ceva, susurul unui râu care curge la munte sau zâmbetul unui copil nevinovat. În toate acestea, când privim aceste frumusețe ale naturii, mintea trebuie să ne zboare obligatoriu la Cel care a vrut aceste frumuseți, la Creator, la Dumnezeu. E, când te uiți la o familie, un bărbat, o femeie, copii, și îi vezi senini, îi vezi fericiți, inevitabil gândul nostru trebuie să meargă la Cel care a dorit familia și să-i mulțumim. Să-i mulțumim pentru că toți, fiecare dintre noi, am intrat în această lume printr-o familie. Și ceea ce e extraordinar e că El, Creatorul, care avea totul la îndemână, L-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, tot printr-o familie. Dacă familia era așa, ceva de second hand, de mâna a doua, fiți convinși că Dumnezeu Tatăl n-ar fi ales pentru Fiul Lui ca să intre în lume printr-o familie. Dar dacă a făcut această alegere, înseamnă că familii trebuie să fiți mândre. Soți, trebuie să fiți mândri că ați fost chemați la o astfel de vocație nobilă. Așa cum aveți respect față de preot, pentru că știți că prin cuvintele prefacerii îl aduce pe Hristos, îl coboară pe altar, că în numele lui Dumnezeu iartă păcatele, că a primit din preoția lui Hristos. La fel trebuie să avem admirație și prețuire și față de familie, pentru că și Papa Francisc în Amoris Laetitia, partea de început, numerele 9, 10, 11, vorbește atât de frumos de familie, ca reflex al Sfintei Treimi. Aici nu pot să nu vă amintesc o discuție. Erau două mame, scoteau apă la fântână și una îi spunea celeilalte: știi, fiul meu este preot, toți îi spun Sfinția voastră, îl respect, îi spun părinte. Cealaltă zice: e al meu este episcop, toți îi spun excelența voastră, inclusiv preoții îl salută și îl prețuiesc. Și a început acolo între ele o discuție din aceasta mai aprinsă, care era mai mare. Și se adaugă discuției o a treia femeie și zice: ce faceți? A, discutăm despre ea, spune că e mai mare asta, că e mai mare. Zice: da, de ce vă preocupați atât de mult? Fiul meu este seminarist, dar are aproape 2 metri și vreo 150 de chile și când îl vede lumea zice: Doamne Iisuse Hristoase. Deci, când vezi familia, când vezi familia, nu la modul glumeț, la modul cel mai serios, ar trebui să ne vină tuturor să spunem: Doamne Dumnezeule, cum ești Tu prezent în această imagine? Ce demnitate ai dat bărbatului, femeii, copiilor, ca să fie acest reflex al Tău pe pământ?
Nouă, dragi credincioși, ar trebui să ne fie foarte, foarte, foarte ușor să credem în Dumnezeu. N-ar trebui să ne fie greu, pentru că noi avem în creație, iată, în familie, în oameni, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Îl avem prezent pe Dumnezeu. Trebuie doar să facem acest efort de a merge de la ceea ce vedem la cel pe care nu-l vedem, dar care stă în spatele tuturor acestor frumuseți. E atât de simplu. Bineînțeles că pot să pară cuvinte mari, pentru că noi știm că realitatea nu e aceasta. Noi știm cât de mult suferă familia, câte încercări are familia, prin câte trece, cât de mult este lovită și din ea însăși, din interior, și astăzi și din exterior. Pentru că, trebuie să o recunoaștem, nu se mai dorește familia, azi se lovește în familie, nu mai e nevoie de familii, e nevoie de roboți, de oameni care să muncească și atât. Dar noi care credem în Dumnezeu, care credem în familie, avem datoria să o susținem, să o apărăm, să-i stăm alături și pentru că noi am intrat printr-o familie în lume, dar și pentru că trebuie să dăm generației de după noi această bijuterie, așa cum am primit-o. De altfel se și spune, doi copii primesc familia de la părinți ca moștenire, ideea de familie, dar părinții față de copiii lor le-o transmit ca pe o chirie, nu o moștenire. Și când stai în chirie, trebuie să ai grijă să lași apartamentul acela, să-l lași frumos, măcar cum l-ai găsit, îngrijit. O întrebare se poate ridica astăzi. Noi privim la Sfânta Familie de la Nazaret și vedem în ea credință, vedem iubire, îl vedem pe pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prezența concretă a lui Dumnezeu în ea. Și tocmai această prezență i-a ajutat să depășească toate greutățile vieții. Dar dacă privim la familiile noastre, ce vedem? Ce lipsește familiilor noastre? Și azi, poate mai mult ca niciodată, cum v-am zis, privind la Sfânta Familie, privind la familiile noastre, trebuie să învățăm să spunem un mare și sincer mulțumesc. O să auziți și reînnoirea jurămintelor de la căsătorie pentru cei aniversați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-ai dat în ea, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-ai dat în el un însoțitor, o însoțitoare, pe cineva care să aibă grijă, pe cineva care să mă iubească și pe care să-l iubesc, pe cineva cu care să împart viața și tot ceea ce înseamnă viața. Dar cel mai mult, dragi familii, dragi soți, unii cu ceilalți, trebuie să-L împărțim pe Dumnezeu. Dacă nu uităm acest lucru și dacă preocuparea noastră principală e aceasta, vom avea familii frumoase, vom avea familii sfinte, vom avea familii ca cea de la Nazaret. Și nu uitați, de asta Dumnezeu a lăsat în lume iubirea. Și în familie a instituționalizat-o, a vrut să se asigure că măcar acolo o găsește. Pentru că iubirea este Dumnezeu. Și nu fiți zgârciți, iubiți-vă, iubiți-vă mult, iubiți-vă bine, frumos, pentru că asta înseamnă a-L da pe Dumnezeu celuilalt. Și misiunea de a-L da pe Dumnezeu, să știți, nu revine numai nouă preoților. Misiunea de a-L vesti pe Dumnezeu, pe Hristos, Evanghelia, ne revine tuturor celor botezați. Pentru că suntem chemați să o facem așa, trăind iubirea. Să fiți iubiți. Lăudați să fie Iisus Hristos.
Iubiți credincioși, provocați de către Părintele Feliciu la admirație și la imitația, la imitarea familiei sfinte din Nazaret, invit acum în special pe cei căsătoriți să facă un efort de imaginație, să se întoarcă în timp la ziua de acum 60, 50, 40 de ani, fiecare dintre cei căsătoriți, la ziua în care, înaintea Sfântului Altar, au pecetluit prin sacramentul căsătoriei iubirea pe care Dumnezeu a sădit-o în inimile lor. Și împreună să repetați cu voce mai tare sau mai înceată, cum veți considera de cuvință, cuvintele pe care vi le propun. Acum când aniversați acea celebrare la care v-ați unit viața într-o legătură de nedesfăcut prin sacramentul căsătoriei, voiți să reînnoiți în fața lui Dumnezeu promisiunile făcute odinioară unul altuia. Pentru ca aceste promisiuni să fie întărite în harul lui Dumnezeu, îndreptați-vă acum rugăciunile către Domnul. Așadar, repetați după mine, binecuvântat să fii, Doamne, binecuvântat să fii, Doamne, pentru că ai fost alături de noi cu bunătate, atât în împrejurările fericite ale vieții noastre, atât în împrejurările fericite ale vieții noastre, cât și în cele potrivnice, cât și în cele potrivnice. Ajută-ne, te rugăm, ajută-ne, te rugăm, să păstrăm cu fidelitate iubirea unul față de celălalt, să păstrăm cu fidelitate iubirea unul față de celălalt, ca să fim martori buni ai legământului, ca să fim martori buni ai legământului pe care l-ai încheiat cu oamenii. Amin. Pe care l-ai încheiat cu oamenii. Amin. Domnul să vă păzească în toate zilele vieții voastre. El să vă fie mângâiere în clipele de suferință, sprijin în clipele de bucurie și să reverse cu îmbelșugare binecuvântările sale în casa și în familia voastră, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Iar acum împreună să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților, să invocăm acum îndurarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, care în planul său prea înțelept a voit ca în iubirea fidelă a soților să întrevadă istoria mântuirii. Să ne rugăm împreună și să spunem:
Doamne, reînnoiește fidelitatea slujitorilor Tăi. Doamne, reînnoiește fidelitatea slujitorilor Tăi. Părinte Sfânt, care ești fidel, Tu ceri ca legământul Tău să fie respectat și să îi răsplătești pe cei care îl respectă. Binevoiește a revărsa binecuvântările Tale peste slujitorii Tăi, care anul acesta a sărbătorit aniversarea căsătoriei lor. Doamne, reînnoiește fidelitatea slujitorilor Tăi. Tu care împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt te bucuri de veșnicie și de veșnicie, de unitatea de plină a vieții și de comuniunea iubirii, fă ca acest slujitor ai Tăi să-și amintească mereu de legământul iubirii pe care l-au încheiat prin sacramentul căsătoriei și să-l păstreze cu fidelitate. Doamne, reînnoiește fidelitatea slujitorilor Tăi. Tu care astfel rânduiești toate experiențele vieții umane în înțelepciunea Ta, încât îi conduci pe oameni să fie părtași la taina lui Hristos, fac ca acești slujitori ai Tăi, primind cu seninătate atât bucuria cât și suferința, să rămână atașați de Hristos și să se străduiască să trăiască numai pentru El. Doamne, reînnoiește fidelitatea slujitorilor Tăi. Tu care ai voit ca viața conjugală să fie un exemplu de viață creștină, fă ca toți soții să fie martori ai misterului iubirii Fiului Tău. Doamne, reînnoiește fidelitatea slujitorilor Tăi. Dumnezeule, familia își are temelia tainică în orânduirea Ta. Ascultă cu îndurare rugăciunile slujitorilor Tăi și fă ca, urmând exemplul Sfintei Familii, să te laude veșnic în bucuria casei Tale, prin Hristos Domnul nostru. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta am primit binea pe care ți-o oferim. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți oferim, Doamne, jertfa de împăcare, rugându-te cu umilință ca prin mijlocirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și a Sfântului Iosif să statornicești familiile noastre în harul și în pacea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim.
mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu, prin misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale, pentru ca în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău,
Harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim totdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Iar acum, conștienți că împreună formăm marea familie a copiilor lui Dumnezeu, să ne rugăm cu rugăciunea pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Urmează acum o rugăciune de binecuvântare pentru toți cei căsătoriți. Te lăudăm și Te binecuvântăm pe Tine, Dumnezeule, Creatorul la toate, care la început ai făcut bărbatul și femeia ca să fie o comunitate de viață și de iubire. Îți aducem mulțumire pentru că ai binevoit să binecuvântezi viața de familie a slujitorilor Tăi, spre a fi o imagine a unirii lui Hristos cu biserica. Îndreaptă-ți astăzi privirea cu îndurare spre ei și Tu care i-ai păstrat uniți atât în timp de bucurie cât și în timp de suferință, reînnoiește-le legământul nupțial, sporește-le iubirea, întărește-le legătura păcii ca să se bucure mereu de binecuvântarea Ta prin Hristos Domnul nostru. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă un semn de pace. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, să ne fie nouă care ne primim în viața cea veșnică.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm! Părinte preaîndurător, Tu ne înviorezi cu tainele cerești, dă-ne, Te rugăm, harul să imităm mereu exemplul Sfintei Familii, pentru ca după suferințele vieții acesteia să avem parte alături de ea de fericirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, mila lui Dumnezeu. Amin. Prea Sfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei, Sfântă Familie din Nazaret, vă mai rețin atenția puțin cu câteva anunțuri, puteți lua loc. În seara aceasta, la liturghia de la ora 6, prezidată de către preasfințitul nostru episcop Petru Gherghel, se va face tedeumul de mulțumire pentru toate harurile primite în anul 2017. În noaptea aceasta, începând cu ora 23:50, ora 12 fără 10 minute, vă așteptăm pe cei care puteți în catedrala noastră la un scurt moment de rugăciune pentru a marca trecerea până în noul an. Mâine, luni, 1 ianuarie, este solemnitatea Sfintei Maria, Născătoare de Dumnezeu, anul nou. Este sărbătoare de poruncă. Prin urmare, programul Sfintelor Liturghii este ca în zi de duminică, dimineață la 8, la 9 și un sfert, la 11 și după amiază la 4 și la 6. Marți, 2 ianuarie, începem Sfințirea Caselor după programul stabilit. Pentru detalii, vă rugăm să luați legătura cu preotul repartizat pe sectorul dumneavoastră. Pe foile care sunt la dispoziție este numele și numărul de telefon al preotului care este repartizat pe strada dumneavoastră. Taxele stolare rămân aceleași ca în acest an, cu excepția simbriei, care prin decret episcopal este de 150 de roni, 1,5 milioane. Mulțumim celor care au dirijat prin formularul 230 cei 2% din impozitul pe salariu sau pensie către parohia noastră, ajutând astfel la susținerea activităților pastorale și social-caritative. Le mulțumim și îi încurajăm și pe alții să o facă anul viitor. Sâmbătă, 6 ianuarie, este Epifania Domnului.
Programul Sfintelor Liturghii este ca în zi de duminică. La fiecare Sfântă Liturghie se va sfinți apa. De asemenea, anunțăm că duminica viitoare, 7 ianuarie, este sărbătoarea botezul Domnului. Mulțumim Părintelui Feliciu pentru că, eu personal îi mulțumesc pentru că a răspuns afirmativ invitației de a celebra, de a concelebra la această Sfântă Liturghie și de a ne adresa un cuvânt de învățătură din vasta sa experiență la oficiul pentru pastorația familiei. Îi mulțumim și dorim ca anul 2018 să-i aducă toate satisfacțiile posibile în activitatea, în pastorația pe care o desfășoară. Mulțumesc în mod special corului Juvenes Ecclesiae, care a răspuns afirmativ provocării invitației de a susține cântarea la această Sfântă Liturghie. Pe parcursul anului ei deseori sunt solicitați și răspund cu dragă inimă, înălțând inimile celor care în fața Sfântului Altar își spun daul lor prin taina căsătoriei. Le mulțumesc și le doresc în 2018 să nu aibă odihnă deloc și să încânte cât mai mult inimile și sufletele celor care participă la Sfintele Sacramente sau la Sfintele Liturghii. Mulțumesc tuturor dumneavoastră care ați ales să participați la această Sfântă Liturghie și v-ați unit cu noi în rugăciune pentru familiile dumneavoastră. În special mulțumesc acelor familii care anul acesta au împlinit un număr rotund de ani. Mare parte dintre aceste familii sunt aici în băncile din față, altele sunt răspândite printre dumneavoastră. Unii nu au putut să fie prezenți, fiind reținuți de alte situații. Tuturora vă mulțumesc și anticipat vă mulțumesc pentru că după Sfânta Liturghie veți coborâ la subsolul Catedralei pentru încă un scurt moment de comuniune. Vă dorim tuturor sărbători binecuvântate și un an nou cât mai rodnic, să ne vedem cu bine, sănătoși în noul an. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum ne plecăm frunțile pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu Tatăl Atotputernicul să vă dăruiască pacea sa! Fiul unul născut al lui Dumnezeu să vă stea alături cu îndurare, atât în clipele de bucurie, cât și în clipele de suferință. Amin. Duhul Sfânt să reverse necontenit iubirea sa în inimile voastre. Amin. Și pe voi toți care sunteți aici de față, să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.